Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanța. Și data fiind că în cea mai mare parte a timpului pentru a atinge performanța sau mai bine zis pentru a avea succes în orice activitate avem nevoie de ceilalți, asta e chiar tema de astăzi, adică cum să ne relaționăm cât de repede cu ceilalți, în așa fel să fie împinși spre colaborarea cu noi. Oricine a auzit de programarea neurolingvistică știe că există un cuvânt foarte folosit care se numește raport, adică relație, se poate traduce cum să intri în raport cu cineva. Teoria de bază este faptul că toată lumea apreciază cine este la fel ca el, asta e teoria, și dacă noi recalcăm, așa se spune, adică ne combinăm cu valori, credințe, păreri și chiar se vorbește de sincronizarea respirației, sincronizarea mișcarea trupului. Toată lumea a auzit de a folosi cuvinte vizuale, auditive și kinestezice, etc. Este desigur o parte din adevăr, pentru că la un moment dat rare ori ne place să avem de a face cu cineva care e în permanență împotriva valorilor noastre și mai ales dacă e un giga contra care pune în discuție orice afirmație pe care o facem. Pe de altă parte, aceasta simulare, acest efect oglindă, de multe ori nu are așa de mare efect pentru simplul fapt că are un element de lingușire, adică la un moment dat nu vrei să ai de-a face cu cineva care ți dă mereu dreptate. Adică în sensul ăsta a fost înțeles, dar nu e așa. De fapt, să fii într-adevăr în raport este ceea ce avem noi cu un prieten, adică cu un prieten adevărat, chiar dacă nu suntem de acord, evident, pentru că există o zicală, dacă doi oameni au mereu aceeași părere, unul dintre cei doi este inutil, deci nu înseamnă deloc să fii de acord. Dar faptul că chiar dacă nu ești de acord, te înțelegi, este pe acea lungime de undă. Și asta, într-adevăr, a fost studiat, când lumea este, într-adevăr, pe aceeași lungime de undă, care este evidentă o metaforă, instinctiv se mișcă în aceeași fel, folosește anumite cuvinte, anumite feluri de exprimare, etc. Dar asta este un simptom, este un efect a produce artificial. De obicei nu a dat niciodată, după părerea mea, rezultatele promise. În schimb, există ceva care, într-adevăr, te pune imediat în legătură cu ceilalți. Există o poveste, era o ziaristă care s-a dus la două candidați la președinție, dar nu intram în detalii, și a stat așezat la masă cu unul și după un pic s-a convins că el era omul cel mai inteligent din toată Anglia, vorbind de alegeri în Anglia. Okay? A doua zi s-a dus să vorbească cu celălalt candidat. Și după jumătate de oră de interviu, s-a convins că ea era femeia cea mai inteligentă din Anglia. Pe cine crezi că a votat? Ok? Deci, asta este ideea. În momentul în care, nu prin lingușirea, nu prin complimente false, dar dacă reușești să pui oamenii să se valorizeze, să pune atenție la realizare, la talentele pe care am. Asta este exact ceea ce face un om carismatic. Un om carismatic, mi se pare că am vorbit de așa ceva când am spus focus asupra potențial. Un om carismatic este exact cel care te convinge că tu poți.
Adică nu te convinge că El este cel mai bun. Te convinge că tu poți să faci anumite chestii. Și convinge o mulțime să-L urmeze, pentru că se poate. Bine, eu cred că în aceste 5 minute, dacă este un secret în relațiile câștigătoare, este faptul că dacă reușești să pui un om să se valorizeze în momentul în care lângă tine devine dependent de tine. Și termin cu o zicală de care ar trebui toți să ținem cont. Nu știu, am citit undeva, nu știu cine a spus-o, dar este extrem de interesantă. Lumea uită ce ai spus. Lumea uită și ce ai făcut. Dar nu uită niciodată cum s-a simțit fața de tine. O zi bună, în continuare, ne vedem mâine.